o câmpie, lângă Betlehem erau. Trei păstori, fiind de strajă, lângă turma lor, păzeau. Și deodată o lumină peste tot a strălucit. Și un înger, și mulți îngeri au venit și le-au vestit. Bucurați-vă căci astăzi s-a născut Hristos copil. Mergeți și-l aflați la sânul mamei, alăptându-și-l. Și înfășat, apoi, în iesle, voi îl veți afla culcat. El este Mântuitorul ce din cerul v-a fost dat. Iată-i pe păstorii care au crezut ce li s-au spus. Ei, venita în câmpie, privind ținta toți în sus. Blânzi păstorii se închinară până la pământ spre el. Unul îi aduce o haină, altul îi aduce un miel. Și toți spun la Maica Sfântă tot ce îngerul le-a spus. Ea păstrează aceasta în suflet, privind dulce la Iisus. Amin. Noapte Sfântă, senină-i noaptea ce coboară spre Betlehemul adormit. E noapte în care prima oară un cor ceresc s-a auzit. Răsună corul, pace fie, bună învoire pe pământ și între oameni bucurie că s-a născut Domnul cel Sfânt. În graști e liniște de plină, e o tăcere de nespus. De sus, din cer, raza divină îl luminează pe Iisus. Iisus, copilul sfânt din ceruri, fiind cu Tatăl într-un gând, lăsata slavă și onoruri spre a veni jos pe pământ. Venind Iisus la-i săi în lume, ei loc n-avură al primi și nevoită fu Maria în iesle al adăpostii. Și azi ne amintim de noaptea în care s-a născut Iisus, de noaptea sfântă în care unii primitul au cu dor nespus. Amin. Oh,
îmbrăcați cu daruri, cu suflet nou și gând smărit, și steaua s-a oprit din drumul, și ei din drum s-au fost oprit. La Betlehem sosiră magii, și-n staul iată i-a adunați, un mielușel privea pe gânduri, la barba crailor ciudați. Adus-am Domnului plinoase, vorbi bătrânul Melchior, și desfăcând mătăsuri albe, le flutură în focul lor. De ce ți-am întristat, Mario, albimile de in și fulgi, în pânze și în mătăsuri albe, mi s-a părut că văd un giulgi. Adus-am Domnului cunună, vorbi Gaspar, nu te însenin, cununa ta de pietre scumpe, mi s-a părut că a fost de spin. Adus-am Domnului mirezme, vorbi deodată Baltazar, și răsfârântă mie în palme, vârlii sipa ei în jar. Un fum și o flacără verzuie se ridică până în tavan, și în flacără văzu Maria cum trece umbra lui Satan, și în flacără văzu un tânăr urcând calvarul înțelept, și ochii lui erau albaștri ca ochii ce zâmbeau la piept. Prin moartea lui, el fiva lumii, mântuitorul de păcat, Maria își întoarce ochii și a plâns cu sufletul în păcat. Amin. Noaptea, întuneric nesfârșit, doar pe cer apare steaua magilor la răsărit. Da, Iisus Mântuitorul azi în lume a venit și aleargă tot poporul ca să fie mântuit. Biblia și azi ne arată cum că magii au plecat și într-o esle minunată ei pe Domnul a aflat. Și mulțimea de pe atunci încerca să-i facă rău, dar Iisus întotdeauna învingea cu Dumnezeu. Ca să fie mântuită turma sa de pe pământ, fosta viața sa jertfită, trupul său de răni înfrânt. Astăzi noi, printr-o credință neclintită în Iisus, dobândi vom biruință, vom fi cer cu al nostru Iisus. Amin. Pasă Maria a umblat, toată seara la porți a întrebat. N-aveți un loc în casa voastră, dar nimeni, niciunul n-a primit. Bye.
Astăzi, 25 decembrie 1990, orele 22:10, ne aflăm în familia fratelui Grijin cu Petrică și îi mulțumim pentru primirea care ne-a făcut-o. Dorim din toată inima că Dumnezeu să-l binecuvânteze pe el și pe soția lui, să ne binecuvânteze și pe noi, ca la sfârșitul călătoriei noastre de pe acest pământ să ajungem mântuiți în Împărăția lui Dumnezeu. În seara aceasta, copiii au cântat cântări referitoare la nașterea Domnului Iisus, au spus poezii referitoare la nașterea Domnului Iisus. Noi îi mulțumim lui Dumnezeu, căci Domnul Iisus Hristos s-a născut pe pământul acesta, ca să ne aducă o veste bună și apoi să fie crucificat, să moară, să se înalțe la Tatăl și de acolo să mijlocească pentru noi și să ne ajute pe pământul acesta să ne putem câștiga mântuirea. Încă o dată mulțumim acestei familii pentru tot ce a făcut pentru noi în seara aceasta și dorim din toată inima ca dacă are câteva cuvinte referitoare la nașterea Domnului Iisus, la acești copii, să ne spună numele Domnului și noi îl vom asculta. După cum o veste îmbucurătoare a fost adusă de magi, o veste îmbucurătoare a fost adusă de îngeri păstorilor, marea veste și mare bucurie și pentru noi în această zi este că aniversăm și ne aducem aminte de nașterea Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos. Tot așa mare bucurie este și în sufletul nostru că astăzi avem acest privilegiu și acest har de a fi în cortul acesta, corul de copii din adăugă. Și zic ca Domnul să-i binecuvânteze. Amen. Domnul să-i încărească și mai departe că această lucrare și această ștafetă a luminii lui Dumnezeu, a cuvântului pus pe note, să ducă mai departe și Domnul să-i ajute în privința aceasta. Mulțumesc de asemenea pentru acest mănunchi de cântece creștinești, de acest purpuriu de nestemate duhovnicești și spirituale, care le-ați adus și le-ați întinat pruncului Iisus, care odinioară a adus atâta mare bucurie poporului Israel și a adus în continuare neamurilor în aceste zile, aduce pe întreg pământul această veste minunată, vestea împăcării cu Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl a găsit cu cale ca să trimită pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, să se nască într-o iesle, în iesle din Betleem, un copilaș, un prunc, așa cum fiecare dintre noi am fost, un prunc care pe viitor și mai târziu să aducă o mare bucurie, să aducă viață tuturor celor din morminte, să aducă viață tuturor celor ce sunt morți în păcate și tot așa și noi să căutăm să trăim o viață plăcută, ca la sfârșitul acestei vieți pe pământ, închinată Mântuitorului nostru drag, să căpătăm adevărata viață, viața veșnică. Mulțumesc corului, mulțumesc dirijorului, care atât de mult s-a străduit în acești ani de a lucra cu acest cor minunat și cred că și în continuare veți duce mai departe această bucurie tuturor ce vor să vă asculte. Și în orice loc veți merge, pe unde veți călători, să dați dovadă că sunteți copii urmași acestui prunc. Un sfat, un îndemn, îl dau, așa cum și magii au primit îndemn din partea îngerului, că atunci, după ce vor vedea pruncul în iesle, după ce le va da tot ce va trebui acestui prunc, Mariei și lui Iosif, să se întoarcă pe alt drum. Tot așa și voi, copii, vă sfătuiesc. În urma auzirii cuvântului Dumnezeu în bisericile noastre, la întrunirile noastre, în urma acestor cântece plăcute cu privire la nașterea Mântuitorului nostru, este bine să nu mai mergem pe un drum vechi, ci să mergem pe un alt drum, pe drumul mântuirii, pe mijlocul cărării neprihănirii care duce cer. Aș avea o dorință, întrucât am avut și noi această bucurie împreună cu soția, am avut cu toții bucuria de a auzi aceste minunate cântece, aș avea dorința ca corul să cânte chiar cântarea Te bucură, Maria.